Bun găsit la o nouă emisiune din Viața Romilor. Astăzi, invitatul Monicăi Cornea este Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa. Anul 2022 a debutat cu o serie de cutremure pe plan intern și extern. Sumele astronomice din facturile de la gaz și curent continuă să ne dea mari bătăi de cap, în timp ce coaliția de guvernare se află din nou în mijlocul scandalului. Se dau lupte interne în contextul unui război care pare să amenințe puținul echilibru rămas după pandemia pe care încă o traversăm. Analizăm toate aceste subiecte alături de președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun, în următoarele momente. Așadar, începe o nouă ediție din Viața Romilor. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii din Viața Romilor. Iată-ne astăzi la un interviu cu președintele Partidei Romilor Pro Europa, un interviu inedit cu cărțile pe față, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Bun găsit, domnule Păun, și un an bun să aveți. Este prima dată când ne vedem după 6 luni, nu? Anul trecut ne-am văzut ultima dată, la jumătatea anului. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Da, ai dreptate, anul trecut nu am apărut la emisiunea voastră decât de 2 ori. Și ultima dată, da, acum 6 luni de zile ne-am văzut și am mai discutat una alta. În păcate, nu prea s-au schimbat multe lucruri de atunci. Suntem la început de an. Cum v-a găsit acest început de an? Bine, acum nu știu dacă pot să spun că suntem la început de an. Suntem în prima lună. Prima lună, da. Nu foarte bine. Mă rog, am avut și eu, ca fiecare om, așa, o răceală, o mică gripă, m-am mobilizat și am trebuit să demarăm lucrurile. Deși ziceți că nu... Se pare că e normal și firesc. Că nu l-ați început bine, deja pe 3 ianuarie știu că erați la birou, adică ați început în forță. Da. Pentru cei care nu știu... Am lăsat-o mai încet de Revelion. De Crăciun, am fost în familie, am mai scăpat aici colo, bine că eram în familie. În familie, da. De Revelion, nu, că eram în public. Eram cu Revelion undeva într-un spațiu public, într-un restaurant unde era mai multă lume. Și acolo nu poți să-ți primiți acasă, da, mai îți primiți la văzul lumii, știi cum e. Mănânci o măslină, ce că ai mâncat un butoi, așa mai bine te abții. Da, să. Da, bine, urmăresc și eu cu foarte multă atenție ce se întâmplă pe scena politică, ce se întâmplă la nivel național și internațional. Mi-am făcut și o serie de planuri, de aia și spuneai tu ceva mai devreme că am fost prezent la birou încă din data de 3 ianuarie. Sunt puțin derutat, pentru că nu știu ce se va întâmpla anul acesta și nu știu ce să faci, să-ți faci gânduri mari, să nu ți le faci, să-ți faci planuri mari, să nu ți le faci. Nici din punct de vedere al investițiilor, ne aflăm într-o totală incertitudine. Deși dumneavoastră sunteți un om optimist, domnule Păun, adică nu v-am văzut vreodată să... Nu știu, să aveți așa rețineri în a lua decizii sau, dar... Într-adevăr, trăim... Monica, și optimismul ăsta. Asta are o limită, optimismul. Nu poți să fii optimist continuu. Adică pe lângă tine leșină lumea și tu ești optimist. Există anumite momente în viață în care și optimismul își are rolul și locul. Dar anumite momente în viață în care nu mai poți fi optimist. Trebuie să devii la un moment dat pesimist. Adică trebuie să fii mai pragmatic, să vezi până la urmă ce se întâmplă. Realist. Și realist, totodată, sigur. Trăim vremuri care, într-adevăr, nu ne îndeamnă neapărat la optimism. Asistăm la o serie de cutremure și pe plan intern și extern. Pe de-o parte, scumpirea gazelor și a curentului, un fenomen îngrijorător. Iarna și-a intrat în drepturi, oamenii suferă din aceste motive, că s-au modificat prețurile
la facturi. Iată că pandemia nu s-a încheiat, suntem iar într-un val pandemic îngrijorător. Sunt tot felul de probleme, ca să nu mai spunem de posibilele conflicte de pe plan extern între Rusia și Ucraina, care, de ce să nu spunem, ne îngrijorează puțin. Cu aceste date sau cu aceste evenimente neplăcute, unde vedeți Partida Romilor în 2022? Pentru că este o perioadă grea. Cum își propune organizația să meargă înainte acest an? Deci, în discuție ai adus mai multe subiecte. Partida Romilor nu poate să-și facă, repet, nu poate să-și facă planuri. În sensul în care să fim conștienți că le și vom realiza pentru anul 2022. Pentru că sunt o sumedenie de factori, determinanți. Dacă se va încheia pandemia, dacă vom intra în endemie și când, dacă vom avea voie să ne strângem și unde, dacă va fi un context care să poată să cointereseze subiectul când te duci să vorbești despre ceva sau să te întâlnești cu cineva, trebuie să ai în discuție un subiect. Dacă cumva lucrurile din interiorul României nu o iau la vale, rău de tot, în sensul în care vor avea loc niște mișcări sociale, niște manifestări, în sensul în care, mai devreme, precizai bine, adică, bă, battle, dar mai uite-te și în ochii lui, cât să mai suporte și românul. În ce context mai mă pot duce eu cu problema romilor să discut cu autoritățile centrale și autoritățile locale când executive vorbesc, în vreme ce iau și problemele lor? Ce să spui? Dacă totuși până la urmă ne mănâncă unde nu trebuie și ne scărpinăm după ureche și vrem război și ne jucăm ca niște băieței de clasa a întâia cu mașinuțe și cu tancuri de război și avem senzația că ăla e războiul, iar e un lucru determinant. Cum va arăta România? Despre ce mobilizări de forțe și trupe vorbim? Unde? Care vor fi restricțiile? Deci sunt o serie de lucruri pe care... Și cum o să ne afecteze până la urmă? Că nu știm nici noi cum ne poate afecta, chiar dacă războiul nu este la noi, să zic, și este într-o altă zonă. Nu, este la noi. Nu că nu este la noi. Este la noi. Și o să-ți explic de ce este la noi. Este efectiv la graniță cu noi, pentru că peninsula Crimeei este la două aruncături de băți, cum s-ar zice. Și este la noi pentru că ne afectează din punct de vedere economic. Este la noi, nu este în altă Considerați parte. Că este la noi. Ne afectează din punct de vedere economic și probabil nu se vede. Numai trebuie să spun eu, se vede. Deci tot ceea ce înseamnă lanț de producție, de desfacere, lanțul economic, tot ceea ce ne uităm social, din punct de vedere al traiului de la o zi la alta, este afectat. Deci totul e praf și pulbere. Și cum să te duci în contextul ăsta să vorbești despre ce? Oamenii au nevoie de măsuri concrete. Deci trebuie să te duci cu măsuri concrete. Să spui, am venit să facem treaba asta. Nu am venit să stăm la vorbă. Am venit să facem lucrul ăsta, ca să fie mai bine. Din acest motiv îți spun că eu am o serie de planificări pentru anul 2022. Dar nu știu în ce măsură le poți aplica. Nu știi în ce măsură bugetele nu vor fi afectate. Nu se vor face rectificări de buget și vom vedea că se modifică niște date. Nu știu ce să-ți sau nu știu cum să mă fac să fiu mai clar și înțeles de toată lumea. Voință din partea mea există, voință din partea organizației există, voință din partea colegilor mei există, idei există, vrem să continuăm
activitatea noastră în teritoriu, dar nu ține neapărat de noi. Să vedeți în ce măsură se va putea realiza acest lucru. Nu notăm ape, tulburi. Nu notăm. S-ar putea să ne ducem în concret, să încercăm să rezolvăm ceva. Sunt orașe întregi care nu pot asigura căldura și apa caldă. Sunt zeci de persoane în momentul de față care sunt evacuate. S-au pus în aplicare executări pentru că nu și-au plătit energia. Sunt foarte mulți factori la care trebuie să ne gândim în momentul de față. Nu ne gândim la abandonul școlar. Se mai duc copiii la școală? Nu se vor mai duce la școală? Lăsând deoparte pandemia, dar dacă facem o ierarhie a necazurilor cu care ne confruntăm în momentul de față, nu știi pe care să o abordezi mai sunt degrabă. Sunt atât de multe și de grave încât nu știu. Da, nu știi pe care să o abordezi. Adică, ce să spui, domne, rolul primordial sau locul întâi îl ocupă în mintea omului de rând și nu numai, îl ocupă pandemia. Cel mai mare pericol, domne, mă îmbolnăvesc sau nu mă îmbolnăvesc? Mă voi contamina, nu mă voi contamina? Mi se va îmbolnăvi copilul ducându-l la școală sau la grădiniță sau nu? E mai bine dacă țin acasă sau nu? Și în contextul ăsta, trebuie să realizezi că deja noi ne confruntăm cu abandon școlar. Acum mai adaugă și nenorocirea asta de pandemie și vezi unde ești. Dacă vor face copii cursuri în mediul online, vedem ce se va întâmpla, dacă profesorii nu cumva vor face grebă. Nu mai știu, ales din cauza frigului. Dacă sunt școli, foarte multe școli care sunt căldură, închise, da. Din cauza faptului că nu se poate asigura de către primărie căldura. Deci sunt o serie de factori extrem de gravi. Păi ce să spui mai departe? Te gândești la salarizare. Mulți părinți au rămas fără locuri de muncă pentru că s-au închis întreprinderi mici și mijlocii. Deci organizația are... Ca să nu mai vorbim despre faptul că dacă vrei să te duci în teritoriu, să stai de vorbă cu oamenii, până la urma urmelor, și autoritățile locale sunt debusolate. Nu știu ce să facă. Deci este un an extrem de dificil. Nici ierarhic așa, nici nu știu cum să-l împarți. Ca și necazuri. Sau despre ce să vorbești în odată când te duci în teritoriu. Aici este problema cea mai mare. Ceea ce vorbeam și înainte de emisiune, oricum aspecte importante și prioritare pentru agenda Partidei Romilor rămân în continuare. Educația, dezvoltarea comunitară, mai nou recensământul, pentru că iată, bate la ușe, nu mai sunt foarte puține zile, sau poate strategia națională pentru îmbunătățirea situației romilor, sunt niște puncte pe agenda Partidei Romilor și cu siguranță veți parcurge aceste etape prin activitățile Partidei Romilor. Categoric, sub nicio formă de tăgadă, nu stăm să ne gândim că nu este prioritar în continuare pentru noi să continuăm campania privind educația. Nu este prioritar pentru noi, să spunem așa, recensământul de anul acesta. Dar trebuie să stăm să vedem în ce măsură, cum putem să intervenim. Aici este problema numărul 1. Cred că după ce vom analiza primele 3 luni ale anului acesta, vom putea să avem niște date mai exacte. Vom continua, sigur, cu dat să dăm recomandări pentru copiii care vor să meargă la liceu. Vom continua să ne punem în aplicare toată strategia pe care o avem în ceea ce privește învățământul. Ne vom mobiliza în ceea ce privește recensământul, dar este foarte delicat și foarte dificil mobilitatea. Unde ne ducem, cum ne ducem, de ce ne ducem, cu cine vorbim. Este un subiect pe care vă propun să-l abordăm în următoarea parte a emisiunii și să detaliem puțin, pentru că despre recensământ, să fiu sinceră, se vorbește destul de puțin în mass media și este un subiect pe care n-aș vrea să-l pierdem, să nu-l abordăm. Rămâneți alături de noi, după o scurtă pauză revenim la discuția noastră.
Am revenit, doamnelor și domnilor. În continuare, alături de mine este Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa. Iată că dăm cărțile pe față și continuăm, domnule Păun, discuția noastră. Am ajuns la un subiect de interes general și vă propun să-l abordăm așa cum se cuvine, respectiv recensământul. Prima întrebare. Vi se pare că statul român se implică așa cum ar trebui în acest proces? Pentru că despre recensământ, cel puțin până acum, multe lucruri nu am auzit. Noi am mai dezbătut acest subiect în emisiunea noastră, dar în mass media, eu știu, în știrile online, nu prea suntem informați. Comunitatea romă, vă dați seama, este foarte importantă în acest proces și nu numai. Aparent, statul român, guvernul României se implică, aparent, spun. În ceea ce privește guvernul României, lasă impresia că este interesat de problema recensământului. Dar forma de organizare pe unități administrativ-teritoriale lasă de dorit. Când vorbim de recensământ, în primul și în primul rând trebuie să ne gândim care este doza de interes a guvernului și a statului. Cât sunt eu de interesat, stat ca atare, guvern al României, să aflu cu exactitate câți cetățeni trăiesc pe teritoriul României, cât sunt în afara României. Câți copii am, de ce categorie, câți au documente de identitate, câți nu au. Care sunt, până la urmă, locuințele care au sau nu au documente de documente legale. Trebuie să ne uităm cu foarte multă atenție cât s-au extins din area de suprafață de teren destinat locuințelor, cât mai avem posibilitatea să mai construim sau că nu mai avem posibilitatea să mai construim, cât rămâne teren agricol. Sunt foarte, foarte mulți factori pe care noi trebuie să-i aflăm. Dar să-i aflăm nu înseamnă să estimăm. Înseamnă să ne implicăm. Deci un primar ar trebui să fie concret. Deci un primar ar trebui să fie primul să fie interesat de situația cetățenilor din localitatea ca atare, fie că este comună, oraș sau oraș mai mic, oraș mai mare, municipiu, să nu mai vorbim de București, capitală a României. Spre surprinderea respectatorilor noștri și spre surprinderea ta, am să spun un lucru cât se poate de real. Deci fără să încărcăm nota de plată, ca să-i spunem așa, să o punem în cărca cuiva. Deci eu am fost informat, am cerut date și am primit date despre felul în care se organizează unitățile administrativ-teritoriale, respectiv despre felul în care un primar se organizează, citește printre rânduri legea privind recensământul, și am văzut că au transformat-o și pe asta într-o chestiune politică. Deci o dispută politică la nivelul consiliilor locale. De ce ziceți? Deci am rămas surprins. Am zis, domnule, stai puțin, până la urmă și chestiunea asta începe să o tratați ca o treabă politică? Păi uite cum stau lucrurile. Echipele de recenzare sunt stabilite la nivelul județului, prin Direcția Județeană de Evidență, dar cu date care sunt raportate de către unitățile administrativ-teritoriale, altfel spus, de către primării. Primarul, la rândul lui, trebuie să constituie în mod practic, nu imaginar, niște comisii de recenzare, care comisiile astea de recenzare au două etape de parcurs. Prima de pregătire și după aceea de aplicare. Când vorbim de perioada de aplicare a recensământului, și ăsta se împarte în două. Pentru că unul, o perioadă este autorecenzare și a doua etapă este cea de recenzare fizică. E,
1 februarie, vă întrerup un pic să aducem niște informații. 1 februarie, 13 martie 2022, preluare date din surse administrative. Ce spuneați? 14 martie, 15 mai, autorecenzare online. Și 16 mai, 17 iulie, colectarea datelor de către recenzori prin interviuri față în față. Ok. De ce am spus și am precizat că și această temă s-a politizat? Și îmi asum răspunderea pe ceea ce declar. Înscris și susțin. Păi, comisiile acestea care sunt constituite la nivelul primăriilor, recenzorii sunt foarte bine plătiți și sunt plătiți din bani publici. Acum, numărul componențial a unei comisii este în raport cu populația din comuna respectivă. Da. Sau orașul respectiv, sau area respectivă. Dar bani sunt foarte mulți, ca să-i spunem așa, sau sunt bine plătiți. Nu chiar mulți, dar sunt bine plătiți. Se duc undeva la vreo 3.000 și ceva de lei, 4.000 de lei pe lună. Per lună și ai vreo 4-5 luni de zile, că îți pune în calcul și perioada de pregătire. Și probabil și de după, deci, da. Deci și aici a intervenit după cum urmează. Interese. Stai de-o mai puțin, dar noi care suntem consilieri în cadrul Consiliului Local, păi avem și noi oameni. Linia a doua de la partid, linia a treia din partid, care trebuie să remunerăm și pe ea într-un fel, să-i stimulăm într-un fel, că altfel n-au cum să alerge cu noi. Ia oamenii mei, ia și pe ăla de la PNL, ia și pe ăla de la PSD, ia și pe ăla de la nu știu care, ia și pe ăla de la nu știu care, mai vine și primarul cu oamenii lui și s-a constituit comisia. Acum, problema nu constă în faptul că fiecare își trimite camarila în comisie. Problema constă în faptul că avem foarte multe zone unde trăiesc minorități. De tot felul. Nu vorbim despre minoritatea maghiară pentru că sau de cea germană, pentru că în mod categoric ei își au dreptul suveran de a face parte din aceste comisii. Nici nu se discută despre așa ceva. Dar vorbim despre toate celelalte minorități. Unde trăiesc în comune și sate, în număr destul de mare. E, cum vor avea aceștia posibilitatea să se recenzeze? În ceea ce ne privește pe noi, eu așteptam ca să încheie un acord cu Institutul Național de Statistică. Urma am văzut domnul, dacă... da. Domnul președinte al Institutului sau... ce funcție are, că nu trebuie să fie președinte Institutului Național de Statistică. De statistică, da. Da, are funcție oricum de secretar de stat. A pus problema că vrea să colaboreze cu noi, vrea să colaboreze cu Partida Romilor în vederea obținerii unor date cât mai corecte și cât mai exacte, aproape de adevăr. Dar cum se va face treaba aceasta, dumnealui știe. Deci, concret, până acum există între Partida Romilor și INS un... parteneriat, pentru că anul trecut, cel puțin într-o emisiune, când l-am avut invitat, așa era... Deocamdată la momentul actual. În momentul acum actual, când vorbim acum... noi, nu există nimic scris. Există doar intenția. Ok, eu n-am nimic împotrivă, că nu mă interesează pe mine să bag eu neapărat oameni de la partidă. Pe mine mă interesează datele. Dacă cu adevărat vrem, din 1990, sunt 32 de ani, și până în prezent, să numărăm cu exactitate și să nu ne dea cu virgulă sau cu eroare sau să facem aproximări, atunci este bine să ai în aceste comisii și persoane care știu limba. Este bine să ai în aceste comisii persoane care au acces pentru că, în comunitățile de romi, pentru că foarte mulți romi, țigani, cum le spun unii, de toate neamurile, se cam feresc și se feresc bine. Adică unii nu vor să se declare pentru că nu văd niciun câștig în a te declara și spun, dom'le, dar de ce să mă declar? Mă iau în evidență ăștia ca fiind de etnie romă sau ceva de genul. Cineva care să le explice, le-ar prinde foarte bine oamenilor. Stai, dom'le, puțin, că nu e niciun fel de problemă. Sunt date cu caracter personal. N-are cine să știe dacă în chestionarul acesta dumneata te-ai declarat de etnie romă sau cine, nu poți să ieși nimic.
Adică în plus sau în minus tot aia e. Bun. Acum, mulți trebuie să înțeleagă că cetățenia este ceva, iar etnicitatea este altceva. Adică dacă te-ai declarat de etnie romă, asta nu înseamnă că aparții altui stat. Tot român. Tot româniști. Român. De etnie deci romă. Ești cetățean român, dar etnicitatea trebuie să ți-o declari și să ți-o asumi, dacă vrei. Există o altă categorie de țigani care nu mai trebuie să le mai spui că sunt de etnie, de hernie romă sau nu sunt de hernie romă. Care îi vezi cu ochiul liber, dar nu se declară. De ce? Pentru că nu știu. O să-i vezi pe ea vreodată să-și facă autorecenzarea? N-ai să vezi. Țiganul a învățat să facă live, să meargă prin piață, să meargă pe stradă, face live. Dar ca să-l vezi pe el vreodată, ca să intre pe platformă, să se autorecenzeze, n-ai să-l vezi. Există altă categorie de țigani care nici nu se dau a fi țigani. Sunt foarte mulți cetățeni români de etnie romă care spun, domnule, stai puțin, noi nu suntem de etnie romă, dar nu suntem nici de altă etnie. Nu știu de ce etnie sunt ei, mă rog, e treaba sau lor. Sau poate au motive să nu recunoască, să afectează. Nu știu ce motive au, iar este treaba lor. Da. Important este că să nu avem pretenții ulterior recensământului că ar trebui să se ia niște măsuri în direcția asta dacă noi nu ne declarăm. Și am să-ți explic de ce. Există altă categorie de romi care, de frica deportării, nu se declară. Dom'le, dacă mai are în evidență că sunt de etnie romă, nu mă declară. Cu sechele, au rămas cu sechele de la părinți, de la, bunici. Deportările din 41-42. Mă rog, problema este următoarea. Că și noi avem în ograda noastră destul de multe probleme. Și noi trebuie să ne organizăm într-un fel sau altul. Și noi trebuie automat să ne dăm interesul, să lăsăm deoparte orice alte comentarii și orice alte discuții pe care le putem avea, dar trebuie să înțelegem cu parte dintre organizațiile ONG-iste care au făcut un fel de militantism cu picioarele în apă rece, ar trebui să cam scoată picioarele din apă rece acum, să o iau ușor, ușor pe drum și să încerce să fie observator și să încerce să-i convingă pe oameni ca să se declare de etnie romă. Pe de cealaltă parte, care este avantajul sau dezavantajul? Nu există niciun avantaj sau un dezavantaj în sensul ăsta. Dar trebuie să ne amintim faptul că recensământul cel din urmă a avut o serie de factori determinanți în sensul în care guvernul nu vroia să știe cu exactitate cam cât rom sunt pe teritoriul României. Pentru că trebuia să intrăm în niște structuri europene, trebuia să dăm cât mai bine. Stai, domnule, că nu sunt chiar atât de mulți romi, sunt cei care sunt, pe unde sunt. Sigur că Uniunea Europeană a cerut întotdeauna, domnule, dați-ne și nouă furnizați, dați-ne niște date exacte, să știm că dumneavoastră, în calitate de viitor stat membru al Uniunii Europene, intrați în această organizație europeană, intrați în această structură europeană cu un număr de populație formată din majoritar, minoritar. Sigur că nu era pentru prima dată când Uniunea Europeană știa cam câți romi sunt. Cu aproximație, repet, dar niciodată n-au știut cu exactitate. Ori eu pot spune din practica de zi cu zi că sunt peste 500 de comunități unde trăiesc compact, ca să spunem așa, cetățeni români de etnie romă. Ori 500 de comunități, ori minim 1000, 1000 și ceva de locuitori, avem peste 5-600 de mii de locuitori. Lucru care se regăsește până la urmă urmei în vechiul în vechiul recensământ, da. Datele lor. Nu aia e realitatea. Să ne înțelegem. Că sunt foarte multe familii mixte care nu s-au declarat. Sunt foarte mulți oameni care erau plecați în afară și sunt și acum plecați în afară. Deci, până la urma urmelor, trebuie să înțelegem că recensământul nu face altceva decât să stabilească cu exactitate numărul cetățenilor după teritoriul României, cei care trăiesc aici și cei care sunt în afară. Ca și procedură, este una dificilă. Adică, de exemplu, eu mă pot deplasa într-o comunitate, mă duc la o gospodărie, aparținând unei comunități de romi, la niște țigani în curte, da? Și acolo văd că sunt vreo
7 copii, 10 copii, văd 2 bătrâni, 3 bătrâni, depinde, și vreo 2-3 majori. În aceeași gospodărie. Și când mă duc să fac recenzare, încep să-i întreb. Nu mai spun că acolo am probleme, că mulți n-au carte de identitate și n-am ce să recenzez. Și în actul de recenzare nu scrie cu buletin sau fără, deci cu act de identitate sau fără. Scrie automat că trebuie să ai CNP-ul, deci pe ăla nu poți să-l recenzez. Deși el există. Pe lângă chestiunea aceasta, mai este încă o chestiune care este extrem de delicată. Dacă îi întreb pe respectivii, dom'le, dar cine mai trăiește aici? Păi stai puțin că mai am 4-5 nepoți care sunt plecați în Spania, cu măsa și cu taxul, și uite așa, nici pe ea nu-i recenzează nimeni acolo, dar nici pe ăștia aici. Și tot așa vom avea cazuri de acest gen și va trebui într-un fel să găsim o rezolvare sau îi lăsăm la diverse. Adică vom avea o populație de cetățeni europeni, dar care nu sunt identificați nici pe teritoriul statului ca atare unde își desfășoară activitățile cu ghilimele de rigoare, că mai sunt unii care și muncesc, da? Dar nici pe teritoriul României. Și atunci ne întrebăm de ce să mai cheltuim atâția bani ca să ne dea nouă bine în statistici. Pentru că noi eram 22 de milioane la începutul anilor 90, ulterior am ajuns pe la 18, acum să zici că suntem vreo 16 milioane și ceva, 17, dar când vin alegerile suntem iarăși 18 milioane cu drept de vot. Eu n-am înțeles cum să fim 18 milioane cu drept de vot dacă suntem 22, dar de fapt nu mai suntem 22, suntem ceva mai puțin. Deci trebuie stabilit până la urmă, dom'le, care este stabilită, care este cifra reală? Câte familii sunt? Care este nivelul de trai? Câte gospodării sunt? Ce șanse avem ca să îi încadrăm pe oamenii ăștia într-un program național? PNDR-ul sau alte, PPPM-ul sau ECCC-ul de la Uniunea Europeană are și el niște direcții. Cui mă raportez unde? Că nu știm exact. Că nu știm exact cui. Trebuie să facem nu știu câte șosele. Dom'le, cu jos în sus sau cu sus în jos? Cum trebuie să le facem? Dom'le, că trebuie să avem nu știu câte școli, că nu știu câte grădinițe. Unde, cui, raportate la cine, raportate la ce? Nu știi cifra, nu știi cui să te raportezi. Pe lângă faptul că nu suntem în stare nici până în momentul de față să stabilim cu exactitate care sunt locuințele legale sau ilegale pe teritoriul României. Nu știm. Sau când le băgăm într-un cadru legal, când le impozităm, care sunt terenurile cu exactitate. Cât am ocupat, de unde am ocupat. Cred că e haosul și mai mare aici. Aici este problema. Cât este extravilan, cât a mai rămas intravilan. Deci este o muncă care nu poți să o termini în 4 luni, asta este clar, dar este o muncă la care trebuie să participăm. Adică, fără să ai un recensământ în comisie cu minorități, n-ai cum, din punctul meu de vedere. A doua cea mai mare minoritate, până la urmă. S-ar putea să fi crescut, s-ar putea să nu fi crescut, să dăm înapoi. Deci, ori au în ultimii 10-12 ani de zile s-au născut mai mulți copii la noi, că asta se bate avantio pe toate posturile de televiziune, țiganii se mulțesc. Sau au murit foarte mulți dintre noi. Pentru că la recensământ ori ne dă cu plus, ori ne dă cu minus. Dar realitatea nu cunoaștem. Nu cunoaștem, exact. Și nici nu știm. Și foarte important, este un proces de asumare și de responsabilitate în sensul în care, domnule, trebuie să știm la cine ne raportăm, despre cine vorbim, unde și cum și despre cine vorbim. Revin la ceea ce voiam să vă întreb. Dacă până la urmă se încheie un protocol între Partida Romilor și Institutul Național de Statistică, aveți resursă umană să puneți la dispoziție? Categoric, da. Categoric, da. Categoric, da. Autorităților să ajute acești oameni pentru a Sigur. Merge în comunități? Sigur. Aveți această resursă? Fără probleme. Am tot menționat nenumărate scrisori adresate șefului Institutului Național de Statistică că există deschidere din partea noastră și că vrem să colaborăm împreună cu dumnealor. Nu știu în calitate de ce observator, membru al comisiei, nu știu, dar trebuie să ne dea, să ne acorde atenție. Și să fim parte din procesul de recenzare. Aici este problema. Că știu la un moment dat că nu o să ne iasă cifrele care sunt conforme cu realitatea, dar cel puțin știm apropiate. Că facem parte din acest proces. Așadar, domnule Păună, așteptăm cu interes perioada recensământului și mai ales să primiți
un răspuns afirmativ și să auzim că totuși s-a încheiat un parteneriat în acest sens. Vă propun să luăm o scurtă pauză și revenim în câteva minute la discuția noastră. Am revenit la discuția noastră, alături de mine domnul Nicolae Păun. Iată că dăm cărțile pe față și de data aceasta cu un subiect de actualitate. Vorbim despre perspectiva implicațiilor creșterii prețurilor la gaze și curent. Eu știu, o situație grea pentru toți românii, nu numai pentru minoritatea romă. Și asistăm, eu zic că suntem într-o perioadă destul de grea. Cum vedeți dumneavoastră, domnule Păun, această majorare a prețurilor care până la urmă ne afectează pe toți? După care poate să ajungem și la comunitățile de rom, că acolo este deja foarte grea situația. În primul rând, vreau să subliniez un lucru care este extrem de important pentru mine, zic eu, și cred că și pentru o parte dintre cei care ne urmăresc. Mi-e greu să pot să înțeleg. Mi-e foarte greu să pot să înțeleg. Cum adică noi suntem al doilea producător de gaze? După Olanda, da. După Olanda, din Europa. Și la noi este cel mai mare preț. Mi-e greu să înțeleg cum Dumnezeului au făcut guvernanții ăștia, că suntem producători 75% din 75%, aproape 80% din producția internă de energie, respectiv curent electric, este produsă în România și produsă de companii de stat. De ce au ajuns ei la asemenea prețuri exagerate? S-a făcut vreun studiu de piață să se ajungă la... Eu nu știu cum au, ce au făcut. Să vadă impactul. Că pe Dragnea l-au băgat la pușcărie, că a angajat nu știu ce femei de servicii. Dar atunci când Dragnea a spus, băi fraților, vedeți că se pregătește una și nu e bună, au ieșit oamenii în stradă și țipau ca din gură de șarpe. Acum nu mai ies? Le convine? Le e bine? Le e cald? Mă rog, am să spun un banc, care de fapt nu e un banc, e o povestioară. Să vezi cam cum se întâmplă cu românii în momentul de față, inclusiv romii, că tot aia e. Până la urmă, da. Se zice că un individ avea un măgar. Măgarul trăgea toată ziua, de cu dimineață și până noapte, la căruță. S-a uitat respectivul posesor al patrupedului la măgar și s-a gândit el în mintea lui, fiind un tip extrem de scârțan, ca să-i spunem așa, și foarte egoist și foarte ranchiunos cu sine însăși, cum să facă el ca să nu-i mai dea două mese pe zi măgarului. Să nu-i mai dea dimineața și seara fân. Și a început să-i dea dimineața să mânce ziare. Măgarul se uita la ziare, n-a mâncat. Dar tot a tras. Și a tras o zi, și a tras două, și a tras trei, dimineața ziare, seara fân. S-a uitat proprietarul măgarului la el, zice, bă, știi ceva? Ăsta funcționează mai bine, mă, cu ziare decât cu paie. Și a scos și masa de seară de paie. Și a mai trăit măgarul două zile și a murit. Deci cam așa se întâmplă cu noi. Deci după ce ne-a luat tot, după 1990, acum ne mărește prețul și cu ăla peste pupăță ne mai bagă și în război. De parcă ne-ar interesa pe noi problema Ucrainei. Băi, unii o să spună, băi, ce bați câmpii acolo, băi, ești nebun. Da, m-am văzut, filozofilor. Vă jucați, da, războiul cu mașinuțele. N-ați avut jucării când erați mici, v-ați făcut generali, sunteți mari personalități și acum nici măcar nu întrebați. N-ați făcut
când vă dați atât de mari sociologi și mormologi și așa mari oameni politici ce sunteți voi, măi, măi, băiatule, băi, ce mari oameni politici sunteți voi, mă, da? N-ați făcut un studiu de piață să vă gândiți, bă, frate, eu măresc gazele, măresc electricitatea, dar de unde dracu plătesc ăștia, mă? Nu v-a interesat. Adică nici nu contează. I-a scos masa de dimineață măgarului, că a zis că el merge oricum, n-are niciun fel de problemă. Da? Deci cam așa se întâmplă. Nu știu dacă oamenii ăștia din Parlamentul României la momentul actual, din Guvernul României, din peste cele 250 de agenții și din structurile administrative executive a autorităților locale, consilii județene și primării, că birocrația te omoară. Da? Și dacă mai au și rude, dacă mai au familie, dacă mai au părinți, frați, nu știu dacă îi plătesc gazele, nu știu dacă îi plătesc electricitatea, nu știu dacă sunt raportați la realitatea care trebuie să îi înconjoare. Parcă totul s-a făcut împotriva noastră, nu ajutându-ne. Băi, frate, dacă s-a vândut și fabrica de chibrituri, dă-o, Doamne, iartă-mă încolo, ce mai producem noi? Ei se numesc, când vin la guvernare, se numesc oameni inteligenți. Nu, mă, frate, sunteți vătafi. Vătafi. Sunteți haiduci? Nu! Nu sunteți haiduci. Că nu luați de la bogați să dați la săraci. Sunteți vai mama voastră, asta e termenul etimologic. Vai mama voastră. Nu puteți să faceți ceva decât să veniți cu inventând taxe. Stai că am mai venit eu cu una nouă, stai că am mai venit eu cu una nouă, stai mai că am venit eu cu una nouă. Mă, frate, de produs țara asta mai poate să producă ceva pe dată? Pentru că liberarii, mă așteptam de la liberari ca ei să vină cu câteva chestiuni care să încurajeze întreprinderile mici și mijlocii. Le-a distrus. Mă, n-a fost de ajuns că am avut pandemia pe cap. 2 ani de zile și de-abia au mai rezistat oamenii în comerț. Și acum vă referiți că prețurile, nu știm dacă pandemia, gaze... Păi stai puțin, că nici nu știm dacă pandemia a trecut sau nu a trecut. N-a trecut. Că... Dacă va trece sau nu va trece și cu ce efort. Și fizic, și uman, și cum și vrei tu, și prin lasă? Ce urmări. Da? Nu a trecut bine pandemia, au venit prețurile peste noi. Ne-a luat de la începutul anului, poc, la rădăcină. Din nu ne revenim bine în aprilie, mai și ne trezim în război. Băi, fraților, în ce lume trăim? În ce lume trăim? Adică vorbim și facem totul, tot ce facem, facem împotriva oamenilor. A luat atitudine Germania. Și a spus, domnule, lăsați-o mai încet cu joaca de război, că nu e chiar așa. Cehia a luat atitudine. Ungaria a luat atitudine. Noi ne-am trezit noi să fim noi moți, se spune. Nu e așa, frate. Stai o clipă. Noi am pus noi aici niște scuturi antirachetă la Deveselu, noi am făcut o bază aici la Cogălnicianu. Păi cum adică ne-a întrebat pe noi vreodată cineva, a făcut vreodată vreun sondaj de opinie, unul adevărat, să ne întrebe pe noi dacă noi vrem război cu Rusia? Nu. Stai, domnule, că am hotărât. Păi care-i hotărât? Du-te, mă. Nu o să avem noi război, că nu noi. Băi, noi vom avea război din punct de vedere economic, pentru că oricum ceea ce trăim acum este o parte, este și efectul care vine dinspre Kremlin. Îngrijorarea dumneavoastră asta este pentru că o astfel de mișcare politică externă ne afectează. Nu, o astfel mai de mișcare decât... o să distrugă tot ceea ce înseamnă visuri și vise democratice. Nu. Asta distruge tot. Pentru că de ce se mai întreabă ei, domne, de ce Alianța pentru Unitatea Românilor a luat atâta amploare? Pentru faptul că pe fondul neputinței voastre se nasc partide extremiste. Nu știu care sunt intențiile lui Gheorghe Simion. Am vorbit în viața mea cu el, nici nu mă interesează. Dar îți spun că în momentul de față, PSD-ul, dacă nu se trezește, va ajunge în aprilie la 15%. Nu mai spun că PNL-ul și cu USR-ul sunt praf și pulbere. Asta e cu totul și cu totul altceva. Dar eu am mai trăit momente de genul ăsta. Înainte de Revoluția din 1989, de prin 1987 și până în 1989, exista o nemulțumire la nivelul oamenilor. La orice nivel te duceai, nu mai te puteai spune, te duc, mă duc la nivelul de jos, mă duc la nivelul mediu sau mă duc mai sus. Nu, toată lumea era nemulțumită. Nu aveai
apă caldă, n-aveai căldură, n-aveai mâncare, în spitale mureau oameni. Era o jale mare, mureai cu copilul în brațe, nu puteai să-i oferi medicamente. Ceaușescu o luase razna de tot de când a fost în Coreea. Era o nebunie, securitatea te urmărea. Era un du-te vino. De-aia asta m-a determinat și pe mine să ies la Revoluție din, în 1989. Pentru că aveam nevoie de oxigen, de aer, să trăim mai bine, să o ducem cumva un picuț mai bine. Uite că unde același suntem? Lucru se întâmplă acum. După 30 de ani, unde suntem? Deci observ cu ochiul liber, în toate categoriile sociale, că există nemulțumire. Nemulțumire care într-un fel se va stinge. Deci aici este problema. Pentru că eu nu mă uit foarte bine în borcanul meu, nu mă uit în farfuria mea și deja am aspirații către nu știu ce. Păi fraților, ați înnebunit de-a binelea. Adică nimeni nu mai vrea să se gândească la popor. Nimeni sub nicio formă. Nu vreau eu să pozez în un mare patriot, da? Dar nici să stăm așa uitându-ne unul la altul și să nimeni să nu zică nimic. Pentru că dacă nu zici nimic, se întâmplă nimic. Și să stăm așa să ne uităm cum avem peste 500 de parlamentari, să stăm să ne uităm cum avem peste 250 de agenții, să stăm să ne uităm cum s-a, există o sufocare de, ca să spunem așa, de tot felul de chestiuni birocratice care nici nu le mai înțelegi la un moment dat. Să stăm să ne uităm cum suntem mințiți în față. Ba că a fost virus, ba că n-a fost virus. Ba că a fost pandemie, ba că nu a fost pandemie. Ba vă vaccinați, ba nu vă vaccinați. Ba acum vaccinați-vă și copiii. Mă, noi l-am împușcat pe Ceaușescu. Pentru un trai mai bun, pentru democrație, pentru... Pentru apă caldă, pentru căldură. Care căldură? Pentru mâncare. Pentru... Acum pe câți trebuie să-i împușcăm? Păi câți trebuie să-i punem la zid? Că n-ai apă caldă, n-ai căldură, sau dacă le ai, nu poți să le plătești. Sau dacă vrei să te duci să-ți cumperi de mâncare, n-ai cum. Sau dacă ești dator, acum te-ai pus la bancă dator, ai făcut, vrei să-ți cumperi, ești tânăr, da? Și vrei să-ți cumperi o casă. Deja te-ai pus dator pe 30 de ani. Până ești la pensie. Până ești la pensie, da. Cum plătești rata aia, cum plătești o rată, un leasing la o mașină, că ai cerut și o viață mai bună. Deci noi, vine madame Ursula van der Bauhen asta și ne spune nouă cam cum este cu chipurile, cam cum este. Adică ea ne compară pe noi cu nivelul de trai din Olanda și Germania și Franța cu România. Păi de unde Dumnezeu le scoate? Adică nu știu. N-am văzut europarlamentari ai PSD-ului că au intrat în grevă să ducă să-i strângă pe lanții de gât acolo, să moară cu ei de gât, ca pe o redută. Nu i-am văzut pe parlamentarii PSD să plece din Parlament și să zică, bă, începem cu data de azi, gata. Nu i-am văzut să plece de la guvernare, să spună, băi, uite care e problema. El lăsați-ne, mă, că nu suntem bătaia voastră de joc, bă. Chiar vă poate joc de noi? Nu. Adică să mori cumva cu dreptatea mână. Deci, nu stau lucrurile așa. Și toate chestiunile astea au niște urmări. Vor fi repercursiuni. Nu știu dacă nu vom avea mișcări extraordinar de mari în primăvara aceasta, mișcări sociale, pe bună dreptate. Și atunci, noi unde să ne mai ducem? Că ne facem o serie de planificări. Vrem lumea să iasă la recensământ, încercăm să ne gândim la educația copiilor, încercăm să ne gândim la multe chestii, dar nici nu avem cum să facem abstracție de ceea ce se întâmplă în România. Eu știu ce vă doare pe dumneavoastră cel mai mult și poate că ar trebui să spunem încă o dată telespectatorilor. Dacă greșesc, mă corectați. Da. De 30 de ani sunteți în Mișcarea Romă sau poate mai mult de 30 de ani. De 30 de ani, cel puțin. Cel puțin că de atunci s-a înființat Partida Romilor. Deci de 30 de ani sunteți în Mișcarea Romilor. Încercați, eu știu, ați schimbat multe guverne, să zic cu ghilimelele de rigoare, ați fost și politician. Încercați să schimbați viața romilor în și toată numai. Această perioadă. Vorbim și de minoritatea romă, pentru că asta dumneavoastră o reprezentați prin Asociația Partida Romilor. Indignarea dumneavoastră și suferința dumneavoastră este că practic vedeți că niciodată nu se face nimic pentru această minoritate sau pașii sunt atât de mărunți încât nu se simt la nivelul comunităților de romi. De fiecare dată ați criticat, eu știu, guvernul sau pe cei aflați la guvernare că nu au făcut pentru minoritatea romă suficient.
Ce credeți că s-ar putea întâmpla să se schimbe lucrurile astea? Sau ce ar trebui să se întâmple, Dumnezeule? Pentru că oamenii aceștia chiar trăiesc foarte greu. Vorbeam și înainte de emisiune de mesajele primite și de persoanele care vă roagă cu insistență să-i ajutați. Unii sunt evacuați din casă, alții nu au ce să mănânce, dar statul român ar trebui să facă asta. Dumneavoastră o faceți cât puteți. Da, linii mari, tu ai cam descris ce mă interesează pe mine și ce m-a interesat dintotdeauna. Să punem la pachet, să spunem că mă interesează și minoritatea romă, dar mă interesează și ce se întâmplă cu clasa politică în general, ce se întâmplă cu viitorul copiilor noștri și în ce măsură climat, suntem toți românii, da, în ce climat poate să trăiască până la urmă urmelor atât copiii majoritarilor cât și copiii minoritarilor, cum vor conviețui ei, ce se va întâmpla, care e orizontul pe care noi ăștia, care venim dinainte, comuniștii, cum se spune, da, eu n-am fost comunist niciodată, dar mă rog, am trăit în perioada respectivă, de parcă n-aș fi trăit într-o perioadă a mulimii, da? Și problema este cam așa. Deci, în momentul în care te uiți neputincios cum o serie de partide își ating scopurile și nu se gândesc sub nicio formă la interesul sau la felul în care sau la măsurile pe care le au cu privire la populația țării ca atare, țară din care și eu, adică eu am trăit, m-am născut aici și trăiesc, atunci sigur că ai o stare de nemulțumire și de refulare. Prin felul în care noi încercăm să ne organizăm, să participăm, să avem o activitate participativă, nu una de indolență, să zic, băi, tu trebuia să faci. Pentru că s-ar înțelege cam așa. Dom'le, tu arăți cu degetul continuu, dar tu ai fost în Parlament și n-ai făcut nimic. Ok, am fost în Parlament. Ei, pe perioada în care eu am fost în Parlament, eu nu am lăsat pe nimeni ca să ridice vocea la mine, mai ales dacă eu știam că am dreptate. Indiferent de situație, muream cu el de gât acolo. Nici nu mă interesa cum îl cheamă. Dar problema se pune în felul următor. Că unul singur nu poate să răzbată cu 400 și ceva de deputați. N-am avut niciodată un grup parlamentar în spate sau n-am avut niciodată susținerea unui partid politic. Să admitem teoretic că minoritatea romă, și nu teoretic, chiar și practic, minoritatea romă face parte dintr-o anumită categorie socială a acestei țări. Are multiple probleme, dar avem și noi uscăturile noastre. Oameni pe care îi văd pe Facebook, îi văd pe toate rețelele astea de socializare, care își dau un petic. Cum să zice, țiganul nu și-a dat un petic, nu se simte bine. Sau își dau un petic. Cinste, da. Își dau un petic. Adică se pozează cu mașini, cu lanțuri de aur, cu cătușe, cu verighete, cu ce mai ai pe acolo, cu coroane și tot așa mai departe. Nu merge. Adică amândouă la pachet n-au cum să facă. Două săbi într-o teacă nu se facă, n-au loc niciodată. Sigur că mă interesează minoritatea romă. Dar eu nu mă pot duce să cer unui guvern care guvernul se gândește la populația țării ca atare. Guvernul României, nu mă pot duce să-i cer, dom'le, ajută-mă și pe mine ca să fiu și eu ca tine. Că tu nu ești în stare să-i ajuți pe ai tăi. Și asta e durerea mai mare. Adică în loc să se creeze bună stare, ca noi să-i avem ca exemplu. Bă, frate, ai luat tu 10 măsline? Da. Dă-mă și mie una. Ai făcut pentru tine 60 de străzi, că le-ai făcut în comunitate? Fă-mă și două străzi pentru comunitate în partea asta la altă. Sau tot așa mai departe, note de comparație. Acum nu mai știu unde să te adresezi și cui să te adresezi și ce să le spui. Că multe situații nu se face nimic. Multe situații nu se face nimic și atunci rămâi stupefiat. Adică tot ce s-a încercat să se facă din 1990 și până în prezent, acum se duce, se rostogolește. Să faci așa un ghemotoc și îl arunci la cușute cu noi. Nu mai interesează pe nimeni nimic. Mă interesează doar să fiu în NATO, mă interesează doar să fiu în Uniunea Europeană, dar eu n-am trupe. Dar eu n-am bunăstare, dar eu n-am gaze, dar eu n-am, știi, e cam filmul ăla, am întâlnit țigani fericiți. Dar ei erau fericiți de ce? N-aveau nici casă, n-aveau nici nimic, nu-i interesat. N-aveau nicio grijă. Deci cam așa este cu situația actuală.
Domnule Păun, după o scurtă pauză, continuăm discuția noastră și sper să rămână telespectatorii alături de noi, pentru că la finalul ediției, așa cum v-am obișnuit la rubrica noastră, am și un plic cu niște întrebări surpriză. Nu sunt de data aceasta de la telespectatori, sunt de la niște cunoscuți ai dumneavoastră, așa că păstrăm plicul pentru finalul ediției și revenim la discuția noastră după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la discuția noastră. Domnule Păun, vă întrebam la începutul discuției cum vedeți anul 2022 într-un context care vorbește despre instabilitate pe toate planurile. Multe disfuncționalități la nivel de țară, vorbim despre un sistem medical șubrezit de pandemie, 12 spitale au ars în anul 2021, vorbim despre un haos la nivel de guvernare, despre explozia prețurilor la gaze și curent, ceea ce am discutat și mai devreme, corupție de la mic la mare, tragedii care încă nu și-au găsit vinovați. Mai nou, un sondaj organizat de curs în perioada 14-20 ianuarie 2022 pe un eșantion de peste 1000 de subiecți raportează cifre devastatoare pentru Nicușor Dan. Iată că am ajuns la acest subiect, însă Nicușor Dan se bucura de o popularitate atunci când a fost numit primar. Acum 70% dintre cei chestionați sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție greșită în ceea ce privește capitala și doar 19% cred că direcția Bucureștiului este una bună. Cum mai este situația din punctul dumneavoastră de vedere? Primeam mesaje că oamenii în țară îngheață de frig, iată că și București îngheță mâncase și sunt, eu știu, sectoarele împărțite cu probleme care mai de care. Situația Bucureștiului este una separată și din punct de vedere al percepției vis-a-vis de partidele politice și din punct de vedere al realității. Sunt două administrații într-una, ca să numim așa, adică asistăm la administrarea unui sector de către un primar, dar asistăm și la suprapunerea primarului general vis-a-vis de anumite arii sau pe anumite arii ale sectorului ca atare. În vreme ce dacă vorbim despre primarul de la Constanța, e clar, îl definim. E altceva, da. Vorbim primarul de la Iași, e altceva. N-are subdiviziuni administrative. Din acest motiv îți spun că Nicușor Dan este perceput mai degrabă ca persoană și nu ca primar, nu ca administrație a capitalei. El ca individ, cât s-a implicat sau cât a dovedit că poate să facă ceva. Și el a dovedit că poate să nu facă nimic. Oamenii adică poate să nu deranjeze pe nimeni. De ce? Nu, ne deranjându-ne, adică nu-l interesează. Și este o chestiune de antipatie reciprocă, că dacă vrei. Adică și nici lumea nu-l agrează, nici el nu-i agrează pe oameni. Cum a ajuns acolo în funcție, Dumnezeu știe. E discutabil. A fost teleportat. De ce ți-am făcut această notă de introducere? Pentru ca să înțelegi că, de exemplu, la sectoare se comasează percepția față de Nicușor Dan cu percepția față de primarul ca atare. Dacă te uiți la sectorul 1, 2 și sectorul 6, îi vezi că sunt la pachet. Adică cetățenii nemulțumiți din sectoarele ca atare, pentru că, de exemplu, doamna Clotilde Armand în anumită perioadă anului trecut nu strângea gunoaiele și era într-o mare dispută cu cei de la salubrizare, automat s-a mers pe negativ direct către primarul general. Adică primarul de sector la oaltă cu primarul general. Același lucru s-a întâmplat și la sectorul 2, același lucru s-a întâmplat și la sectorul 6. La sectorul 3, la sectorul 4 și la sectorul 5 n-a mai fost aceeași percepție. De ce? Pentru că fiecare primar în parte a încercat să facă câte ceva, fiind independent ca și atitudine și ne implicându-se oarecum într-un tandem cu Nicușor Dan, făcându-i oarece opoziție, ca să-i spunem așa. În acest motiv există o percepție pozitivă la nivel de primar, dar nu toți, și una negativă la nivel de primar general, care îi trage automat și pe o parte dintre primarii de sectoare. Iar oamenii au avut încredere până la urmă în... Oamenii, dacă nu-l votau, cât să fure? Cât a putut să fure, dar dacă nu-l votau, nu ajungea acolo. Poate că o fi fost acolo o diferență. Scandalul, vezi, scandalul de la sectorul 1 cu
da, plătit armat, exact, cu voturi de cu nu știu ce. Ele s-au dus în linie, că cine a votat atunci la sector a votat și la capitală. Mă rog, sunt anumiți primari care au făcut treabă. La Băluță, la 4, n-ai ce să-i spui, Daniel Băluță. Negoiță, n-ai ce să-i spui, că și-au continuat proiectele. Surpriza, în schimb, a fost Cristian Popescu Piedone, care a câștigat detașat în fața primarului PSD, el ne fiind de la PSD, ne candidat din partea PSD-ului. El a candidat de la PP-USL. PSD-ul a ajuns în Consiliu cu 10 consilieri, dar n-a dat primar. PP-USL-ul a venit cu 4 consilieri, dar a dat primar. Adică putem spune, asista la faptul că cetățenii din sectorul 5 a știut cu cine să voteze și au ales cu adevărat primarul. Adică, a spus, de ce s-a facem schimbat în sectorul 5? Pentru că până la urmă este un sector care în trecut a avut foarte multe probleme. Știm foarte bine, străzi neasfaltate, sunt lucruri lăsate acolo, o moștenire veche cu ghilimelele de rigoare. S-au mai îndreptat lucrurile până prezent? Monica, ce să spun? În primul și în primul sunt rând... Sunt și foarte mulți romi în sectorul 5 și vă întreb că, știți, zonele mai delicate. Să știi că nu pot să termin cu mizeria din sectorul 5 așa, dintr-o dată. Și cu problemele din sectorul 5 n-ai cum să le termin, dintr-o dată. Acum, ce au făcut cei doi primari PSD în vreme de 20 de ani? Că Vanghelie a fost, dacă nu mă înșel, 16 ani și... Daniel Florea, 4 ani, 20 de ani. Se vede foarte clar că n-au avut un mare interes pentru a rezolva toate problemele sau probabil că ei n-au fost îndeajuns susținuți. Sau altfel spus, poate că n-a știut să-și vândă marfa. Poate ei au făcut lucruri, dar nu s-au văzut ce lucruri au făcut. Sectorul 5 schimb, are și o parte frumoasă, numai zona Ferentari, Rahova, un sector mare. Înseamnă exact. Inclusiv 13 septembrie înseamnă, da, Panduri și tot așa mai departe. Nu mă laud cu ei, că n-am de ce să mă laud cu ei. Ei nu se laudă cu zona Rahova, să ne înțelegem. Dacă vezi un cetățean român locuitor al sectorului 5 din zona Cotroceni, 13 septembrie sau Panduri, că spune el că e din sectorul 5, n-ai să vezi. N-are spune, nicio treabă, nu prea spune. Dar e treaba lui de ce nu spune și e treaba lui de ce se ferește. Nu e treaba mea. Eu știu doar atât. Dacă m-am născut în sectorul 5, într-o zonă în care o cunosc foarte bine, am trăit până la vârsta asta și aici apoi rămâne. Cristian Popescu Piedone este un primar care a mâncat pe pâine, ca să-i spunem așa, administrație locală. Cristian Piedone este un tip pragmatic. De cele mai multe ori când am vorbit cu el, eu i-am spus, domnule, nu te pot înțelege, hai să muncești, să fii devotat, înțeleg. Dar chiar așa, zi de zi pe teren și zi de zi să muncești, eu nu înțeleg. Adică ar trebui să mai iei și pauză, din punctul meu de vedere. Nu m-a plătit ca să-i fac reclamă. Noi ne cunoaștem, suntem prieteni de foarte mulți ani, dinainte de 1989, ca să se înțeleagă. Nu m-am dus niciodată ca să-i cer ceva și nici nu o voi face și nici nu e cazul. Faptul acum că el este primarul... Acum nu știu dacă dânsul chiar are nevoie de reclamă, că îl cunoaște toată lumea. Însă... Absolut. Faptul că el știe să-și vândă marfa, faptul că se implică, faptul că muncește, faptul că stă de vorbă cu lumea și încearcă să rezolve din probleme, este lucru mare. Pentru că înainte nu aveai cum să-l găsești pe Daniel Vanghelie, indiferent câtă bună voință ai fi avut tu sau și el. El lucra noaptea și nu aveai cum să stai noaptea după el să-l alegi prin primărie. Și Daniel Florea nu vedeai deloc. Deci Cristian Piedone, că și-a mutat birou în stradă, este un lucru mare pentru cetățenii sectorului 5. Și că nu poți să rezolvi dintr-o dată totul, iar este un lucru care este cât se poate de adevărat. Dar că nu a încercat omul să facă curățenie, că nu a încercat să se implice sau că astea, pe asta n-ai cum să-l bănuiești. Și că este stilul lui de a se duce și a se posta ulterior, este tehnologia care permite așa ceva. Adică... Vizibilitate, la vizibilitate. Dumnezeu știe să comunice. Are buni comunicatori. Și foarte bine, deși sectorul 5 are foarte multe probleme din punct de vedere al taxelor și impozitelor, pentru că are probleme cu legea ca atare, legea 50. Sunt taxe de nu, legea 50, care înseamnă locuințe și construcții și că sunt mulți care au construit ilegal și că nu vor să aplice modificarea legii
legea 7/2020, că nu, încă sunt multe lucruri care trebuie să făcute și că omul este și cu o anumită încărcătură, dacă vrei, este cu o încărcătură maximă, majoră, că are de aflat o sentință, că, mă rog, de cele mai multe ori cât de piatră, dacă ai fi, să zicem așa, și multele cât e de piatră, tot să mai sfărăm încă o dată. Sunt lucruri care, poate, din punctul meu de vedere, n-am vorbit cu el, dar cred că îl ține în loc. Adică nu poate să-i dea drumul omului să gândească la capacitatea maximă și să se implice cum ar fi dorit el. Mai devreme, ai prezentat o statistică cu referire că au ars 12 spitale. Iată ce mă face pe mine să cred că această decizie în ceea ce îl privește pe Cristian Popescu Piedone, și anume cea de la Tribunalul Municipiului București, este una politică și nu este una motivată în fapt. Codul penal ne spune foarte clar că trebuie să identifici faptele persoanei, pentru că codul penal nu poate să te condamne la grămadă sau prin telepatie. Te condamnă pentru faptele tale, ce ai făcut tu în materie de și cum ai adus tu, ca să-i spunem așa, un prejudiciu. Fie persoanei în cauză, prejudiciu moral, fizic sau tot așa mai departe. Eu nu văd cum primarul Cristian Popescu Piedone ar fi putut, nu să încurajeze, domne, dar să preîntâmpine, domne. Nimeni nu vorbește de chestiunea asta. Domne, cum ar fi putut primarul să preîntâmpine? Din nu putea să preîntâmpine. În cazul spitalelor putem să spunem același lucru. Ne-am fi dorit să preîntâmpinăm. Sunt iată, peste deci 30 avem de morți în toate aceste incendii. Monica, iată că tu spui singură și probabil că așa se întreabă foarte mulți telespectatori. Domne, cum acolo nu s-a găsit vinovat politic și aici s-a găsit vinovat politic? Adică n-am văzut niciun primar, niciun președinte de Consiliu Județean al celor 12 spitale din țară care a răspuns din punct de vedere politic. Ei n-au răspuns deloc. Nici măcar n-au fost luați în seamă, n-au fost luați în considerare. Și atunci întrebarea mea este cam așa. Contează câte persoane au murit și în ce condiții au murit? Sau contează de unde ești ca să poți să-mi dau seama cum te condamn? A vrut primarul Piedone să-i dea autorizație respectivului spunând: bă, tu te apuci de mâine și faci treaba asta pentru că vreau eu? Nici de cum. Dar interesele sunt puternice în ceea ce privește casele de avocatură și interesele politice care au fost la data respectivă. Din punctul meu de vedere, cred că ar fi o mare greșeală ca primarul Piedone să fie condamnat. Este o mare greșeală. Acum, când instanța face ce vrea, e normal. Legea va decide ce va fi. Absolut. În acest caz. E o asta situație pe care, probabil, în scurt timp, eu știu, va depăși, nu știm cum. Lăsăm însă legea să-și, eu știu, să-și facă treaba și justiția, însă, domnule Păun, înainte de a trece la întrebările din plic, o să vă mai întreb, revenim puțin la discuția despre minoritatea romă și vă întreb unde veți merge în următoarea perioadă în teritoriu, pentru că anunțați ceva mai devreme că anul acesta aveți de făcut foarte multe vizite în comunități și aș vrea să, eu știu, și pentru colegii de la mass media, dar și pentru telespectatori, pentru că mesajele primite de noi sunt multe întrebări: când veniți în zona cutare, când veniți în zona cutare, unde anume intenționați să... Am format 5 echipe deja. O echipă, două echipe în Ardeal, una condusă de Marian Daragiu, una condusă de Cătălin Manea, mai am o echipă care este condusă de la centru, vorbesc de Daniel Vasile, și nu de la centru stând la birou, ci merg în teritoriu cu oameni din, ca să spunem așa, de la centru din București. Mai avem o echipă condusă de Ilian Paraschiv, o echipă care este condusă de Bogdan Paraschiv. Toate aceste 5 echipe se vor deplasa în județele pe care le avem ca și sucursale. Sigur că avem o serie de obiective pe care ni le încercăm să le aducem în discuție la adunarea generală care va avea loc probabil în luna martie, la sfârșit sau jumătatea lunii aprilie. Veți veni și dumneavoastră în aceste deplasări în asta țară? Asta vreau să menționez, când... pentru că eu am să vin separat. Aceste 5 echipe vor fi cu caracter permanent.
să încercăm să fim aproape de oameni, să încercăm să rezolvăm cât mai multe din problemele cu care ne întâmpinăm. Ceea ce stabilim noi din punct de vedere strategic și ceea ce vrem noi să implementăm este cu totul și cu totul altceva, dar cineva trebuie să fie prezent acolo, să miște lucrurile din loc. Sigur că eu mă voi duce într-o altă caravană, a șasea caravană, ca să-i spunem așa, care vine peste cele cinci. Acolo și mă voi deplasa în toate, aproximativ toate județele, cât îmi va permite, ca să-i spunem așa, această vară care urmează, primăvară, vară, vedem ce evenimente vor avea loc pe teritoriul României, câtă libertate vom avea de mișcare sau câte constrângere vom avea. Deci intenționați, practic, nu, să păstrați aceeași... Nu am targetat anumite zone, să spun așa, că, domne, adică să stabilesc cu exactitate, știți ce mă interesează zona Ardealului de Nord? Nu. Sau mă interesează Moldova de Nord? Nu. Sau mă interesează Oltenia? Nu. Mă interesează în aceeași măsură toate. Și mă voi duce cam pe unde cred eu și cum cred eu să, de cuvință, că trebuie să stau de vorbă cu oamenii. Nu neapărat stăm de vorbă cu liderii, atenție. Eu nu mă duc să stau de vorbă cu liderii din județe, că nu asta mă interesează pe mine. Eu mă duc să stau de vorbă cu autoritățile, mă duc să stau de vorbă cu oamenii din sucursale, adică din comune și orașe, mai mici sau mai mari. La nivelul Bucureștiului, de asemenea, voi sta de vorbă cu grupuri mai mici și mai mari, de oameni care vom încerca să rezolvăm niște chestiuni cu care ne întâmpinăm. Dar asta nu înseamnă că voi avea o planificare pe care o voi face publică. Pentru că, ca să poată să-și ia măsuri de precauție sau de întâmpinare. Vă duceți în control, ce să mai, cam așa vine. Incognito. Da. Dar nu mă duc în control, nu că nu mă duc să-l întreb pe liderul de la Târgu Jiu dacă a dormit aseară acasă sau dacă punem repede în față 4-5 lideri din teritoriu ca să punctez și eu că am venit. Nu, nu, eu chiar mă duc în comunitate să stau de vorbă cu oamenii și să vorbesc cu primarii să vedeți exact și să vedem exact cam ce ar trebui să facem. Trebuie să-ți repet, locale. Sunt debusolat. În momentul de față am o serie de planificări și mă gândesc că trebuie să dăm drumul la televiziunea online. Mă gândesc că trebuie să construim sediu pentru televiziune, presă și tot așa mai departe. Mă gândesc că trebuie să dăm drumul la un program național pentru educație și care să fie aprobat de Guvernul României. Mă gândesc la strategia privind îmbunătățirea situației romilor. Mă gândesc la felul în care ne vom implica în ceea ce privește recensământul. Sunt foarte multe chestiuni la care mă gândesc, dar nu este același moment sau nu seamănă acest moment cu cel dinainte de pandemie. Atunci știam sigur că dacă fac planificarea, nu trebuie altceva decât să ne ținem de planificare. Acum sunt alte date ale problemei. S-ar putea să putem să ne ducem 2 luni, după aceea să apară o altă pandemie, să ne oprim. Deci este delicat. Important este că voi căuta toate măsurile, voi încerca să implementez acest sistem de comunicare între noi, pe platforma pe care vrem să o lansăm între noi, vorbesc între noi și liderii teritoriali sau șefii sau președinții sucursalelor. Nu numai județene, și cei din comunități. Să vă fie mai ușor să comunicați și să... Da, voi o să fiți prezenți în aceste caravane, voi de la emisiune și pe platformă. O să facem și un podcast. Deci avem multe proiecte și culturale, și proiecte care pot lua amploare, forma, pot lua forma de proiect de lege. Cătălin are o serie de, am avut o serie de discuții cu el și pregătim o serie de inițiative legislative. La nivel de agenție trebuie să punem lucrurile puțin în lucru. Sigur că mă gândesc foarte atent la comunicarea mea cu organizațiile non-guvernamentale, cele care vor să se apropie nou și să facem împreună un front comun și să pregătim oarecum aveți aceste perioade. Aveți o deschidere perioade. Către colaborare? Aceeași deschidere rămâne. Știu eu că mai avut, dar eu vă întreb. Sigur că am aceeași deschidere. Sunt o serie de organizații cu care am conlucrat și cu care voi rediscuta anul acesta, vom semna un nou acord, va trebui să vedem cum e cu finanțarea, cât vine fiecare în parte, ce se face, cum se... adică sunt
multe chestiuni pe care noi le pregătim, dar n-aș putea să ți le spun toate în detaliu. Exactitate acum, da. Și este bine că în momentul când ne-am hotărât să facem ceva, să-l detaliem și să vi-l comunicăm și să avem control asupra lui. Domnule Păun, vă propun să luăm o scurtă pauză și revenim în câteva minute cu întrebările din plic, așa cum i-am obișnuit pe telespectatorii noștri. Rămâneți alături de noi, revenim imediat. Am revenit la discuția noastră. Alături de mine este domnul Nicolae Păun. Așa cum vă promiteam în ultima parte a emisiunii, avem, domnule Păun, întrebările din plic. De această dată, întrebările nu vin de la telespectatori. Sunt câteva întrebări surprize la care cred că veți răspunde la fel ca și până acum, cu spontaneitate, cu transparență. Surpriza vine tocmai din faptul că întrebările vin de această dată de la prieteni și cunoscuți. Le-am adunat așa, cred că în ultimele 5-6 luni de când nu ne-am văzut în cadrul emisiunii. Eu și știu am că zis... am prieteni buni, știu. Nu sunt niște întrebări. Acum, până la finalul emisiunii, cred că aveți în jur de colegi un minut. Colegi buni, prieteni buni, știu. Colegi m-a pricupțit, buni? Dumnezeu. Nu. Aveți emoții? Deci, sunt transpus de emoții. Bineînțeles, ei n-au dorit să-și dea numele, dar poate din întrebare o să vă dați seama. La vieților, îmi dai seama. Din întrebare poate o să vă dați seama și cine v-a pus această fiecare întrebare, da. Zice, prima întrebare. Pe Nicul știm în armură de fier, una invizibilă, e drept. Deși așa îl știu cei mai mulți, eu pot să confirm că Nicu e foarte sensibil și cu o inimă mare care a trăit și a suportat multe. Pentru că nu e așa și bărbații plâng câteodată, vreau să-l întreb pe Nicu când a plâns ultima dată. Cred că de Crăciun. Ce v-a emoționat de Crăciun? De bucurie? De multe. Deci de Crăciun, da. A fost o zi sensibilă. Da. A doua întrebare zice așa. Eu știu că lui Nicu este frică doar de Dumnezeu. Eu nu l-am auzit niciodată să zică că e frică de nu știu cine, dar poate de boală și de Dumnezeu. Așa că dacă ar fi să-l întreb, curiozitatea asta o am, să ne spună de cine este frică. De ce se teme cel mai mult? De război, acum că vorbeam de război. Nu mi-e frică nici de război, nu mi-e frică nici de... Nu mi-e frică de persoane în general. Mai mult de ceva... Nu, mi-e frică, în primul rând, mi-e frică de divinitate, ca să-i spunem așa, de Dumnezeu. Pentru că oricât ai vrea să faci niște lucruri, fără să-ți dai seama, greșești. Și am greșit și eu, ca orice om, și probabil că am greșit mult. Și aici e problema. Deci de cum nu mă gândesc la oameni? La oameni, pentru un om, dacă îi face de luni până sâmbătă, n-ai făcut duminică, n-ai făcut nimic. Și din ceea ce privește caracterul unora, nu vorbesc despre el, la modul general. E deplorabil, adică se folosește de tine în momente deosebite pentru el și pentru viața lui. Mie mi-a părut rău de cele mai multe ori că nu le-am pus o cameră în față să-i filmez când au venit la mine și... Și după aceea, o perioadă de timp, să se vadă cum au început să prindă colți. Dar mă rog, e altă poveste. Deci, clar, pe scurt, divinitatea joacă cel mai important rol pentru mine. Mi-e frică ca de un tată, ca să-i spunem așa. Tatăl meu ceresc și eu nici de părinții mei nu mi-era frică. Da, atât. E ceva ce se poate descrie mai greu în cuvinte, nu ceva anume. Nu pot să spun că în cuvinte, n-am cum să descriu în cuvinte, că simt. Exact. Adică simt de cele mai multe ori că... Mai ia câteodată așa de urechi, mai dă cu mine de pereți, mai... Dar asta le simt eu prin ceea ce se întâmplă, știi? Și de rușine, mai bine zis, de rușine, de teamă, de respect față de Dumnezeu, de asta mi-e frică. Frică, cu ghilimele, da, de rigoare, că până la urmă exact. De murim cu toții. Mie mi-e frică de judecata de apoi, nu de ceea ce există acum. Într-o altă viață nu știm ce o să fie. Într-o altă viață nu o să fie, stai din da, exact. Următoarea întrebare. Dacă ar putea să dea timpul înapoi, ar face asta? Există motivul pentru care ar da timpul înapoi? Nu. Nu, n-aș da timpul înapoi. Pentru că nu mai știu, pe urmă, ce se întâmplă înainte și e nasol. Așa, dă-te, cel puțin acum. M-am acum am văzut ce a fost înainte
Nu mai vreau să mai mă întorc înapoi, că până mă, când o iau de la capăt, nu știu ce pericole se mai întâmplă. Așa, de bine de rău, am trecut peste ele, nu știu să rămânem... dacă or fi asta ultimele, dar măcar să rămân cu pedeapsa asta. Atât. Mai departe, mai vedeam. Știți că uneori mai spunem să dăm timp înapoi, eu știu, să avem mintea de acum, dar să fim mai tineri. Să... Eu să știi că am avut o viață care, deși a fost tumultoasă, dar nu mă pot văita. Nu o fac. Rămânem unde suntem. Ancorați cu picioarele pe pământ aici. Sigur. Următoarea întrebare. Cum procedează Nicolae Păun când este mințit? Știe când este mințit? Cum își dă seama? Din totdeauna, din primele cuvinte. Asta este. Nu-i poți cere unui om să fie sincer cu tine tot timpul și nici măcar o dată. Se întâmplă să fie sincer doar atunci când își cere ceva. Atunci e singurul moment de sinceritate. Aici nu băgăm familia. Nu discutăm despre familie, că pe mine dacă m-ar minți de 30 de ori, asta este ce se fac, e al meu. Eu vorbesc în general despre alte persoane. Atunci sunt cei mai sinceri, când vin să ceară ceva. Da, dar ulterior nu mai sunt sincer. Gata. Nu mai sunt sincer. Se schimbă. Următoarea întrebare. Cu Nicu mă știu de când eram copii. Viața ne-a dus pe drumuri diferite pe amândoi, dar când îl privesc, îmi aduc aminte de vremurile de atunci și mă cuprinde nostalgia. Așa că aș vrea să-l întreb dacă mai știe ce gust avea copilăria. Da, e cum să nu. Cum să nu știu. Trecesc câteodată după copilăria pe care am avut-o, pentru că a fost una frumoasă, să zic așa. Și au fost o serie de, și sunt o serie de prieteni în copilărie pe care i-am avut și cu care mă mândresc, ca să-i spunem așa. Dar ce îmi pare mie foarte rău este faptul că copiii zilelor noastre nu mai simt copilăria cum am simțit-o noi. Pentru că una e să, e diferit te, să te pierzi în zăpadă, să fugi pe ștrand, să joci fotbal în curtea școlii, să faci o grămadă nebunii, să te bați până vii rupt acasă. Să, toate astea puse la grămadă. Jocurile copilăriei, nu le uităm. Jocurile copilăriei, mă rog, și chiar și așa, ca să spunem așa, privitul ăla după lucru mai bun. Vedeai pe unul care are niște, nu știu ce, mașinuțe mai bune, mă rog, care are niște țoale mai bune și că tu nu ai. Și asta face parte tot din viață. Adică dorința de a trăi, dorința de a fi mai și bine. Și n-avem cum să uităm. Nu, n-ai cum să le uiți. Că nu. Momentele din copilărie. Totdeauna știi, totdeauna îți aduce aminte cine avea mai mulți bani sau avea o condiție mai bună și cine era mai sărac. Întotdeauna îți amintești. Și prietenii mai buni. Bineînțeles, și, dacă ai trăit corect. În cercuri de genul ăsta. Îți amintești și care prieten ți era aproape și care nu ți era aproape. Îți amintești multe lucruri. Nicu Păun în tinerețe zâmbea mai mult. Acum de ce așa zgârci cu zâmbetele? Atât. Altă întrebare nu am. Cineva care crede că zâmbiți mai puțin decât înainte, nu știu. De prin ce? Anul 2015 nu prea mai zâmbesc. Deci e adevărat. Cineva a observat bine. Da. Am 7 ani de când nu râd. Deci să râzi. Cineva a observat bine, probabil că nu mai zâmbiți atât de des. Următoarea întrebare. Zice, vă rog frumos... Am avut grijă altcineva să mă aducă la starea asta. Și am îmbătrânit foarte mult, în 7 ani de zile. Știți că orice problemă are o rezolvare. Așa absolut, că... nu mă gândesc că nu are o rezolvare, dar te gândești că oricum nu mai poți să mai revii la ceea ce a fost. Asta e. Vă rog, întrebați-l pe Nicu dacă îl scoate din sărite mâncarea proastă. Ultima dată așa era. Groaznic. Deci mâncarea proastă, da. Deci cred că e o persoană care vă cunoaște foarte bine. Mâncarea și băutura proastă este în dispoziția mea continuă. Pentru că eu nu mănânc mult. Îl înțelegem. Dar dacă mănânc, mănânc ceva care să fie de calitate. Dacă am lucrat atâția ani în comerț, îmi dau seama imediat și după miros și după gust. Și dacă mâncarea e bună, dacă sau... e bună sau e proastă. Dacă, mă rog, prefer de cele mai multe ori să nu mănânc decât numai în anumite restaurante pe care, la care, pe care îi cunosc oamenii, adică restaurante altfel, unde știu că așa nu mă duc nu? La întâmplare. Nu, hai nu să dau intrăm cu, aici să... Nu mă duc așa, hai să vedem ce o fi pe aici. Nu prea mai mă duc, nu prea mă duc, pentru că nici nu prea sunt clienți și nu. Sau acasă, nu se pune problema de acasă, că acasă, știi cum e proverbul, la mână și ți se pune. Da, acasă ce găsim.
Următoarea întrebare. Pentru noi toți familia e foarte importantă, e totul. Nicu e foarte protector cu familia sa de când îl știu și așa a fost. Dacă ar fi să zică ceva, să ne zică ce îi place cel mai mult când ajunge acasă și își petrece timp cu toți ai lui. Ce îi umple inima cel mai mult? Ce îmi umple inima? În primul rând îmi umple inima dacă când îi văd pe toți. Asta este momentul cel mai plăcut. Deja dacă s-a reunit familia e dar cel mai... Dar nu s-a întâmplat de sărbători, de exemplu, sau în alte ocazii, să nu fim minim 20 ceva de persoane, 30 de persoane, copii, rorile, nepoțelul și toți la grămadă și, mă rog, soră, frate și n-ai toți cât mai suntem. Să nu te bucuri. Ăla e momentul cel mai frumos. Cel mai plăcut. Nu mai spun că dacă mai vine și un prieten din copilărie, dacă mai vin și fiindei mei, dacă mai vin și asta... E echipa completă și să vezi atunci. Mai am două întrebări, așa că următoarea zice așa. Care este cel mai bun sfat pe care l-ați primit în viață? Cel mai bun sfat pe care l-am primit în viață? Mi-aduc aminte că mama îmi dădea foarte multe sfaturi. Dar cel mai bun sfat pe care l-am primit, deja când mă mărisem un pic, a fost chiar de la tata, că mi-a spus la un moment dat că să fiu pregătit în viață nu de lucruri bune, să fiu pregătit de lucruri rele. Da, uite ce vorbă. Da. Asta se întâmpla când eram la gară. Când preluasem gara în 1990, eram foarte tânăr, aveam 26 de ani atunci. Și avem peste 100 și ceva de angajați, 120 și ceva de angajați. Avem o răspundere foarte mare. La început de drum, ca să-ți atâți oameni în spate și plus că mai aveam și chioșcurile alea care trebuia să le aprovizionez după perunul gării, era o muncă nebună. Și tata se întorsese din ultima țară, nu mai știu unde a fost, cred că în casa Stan, dacă nu mă înșel. Am muncit foarte mult în afară. Și mi-a zis, nu mai plec, o să rămân să te ajut aici. Mai era și unul al meu, care unui băr, e vorba de unul Ioane, care și el tot așa a zis, nu, o să stăm lângă tine să te ajutăm, că ăștia te sfâșie, viu, te mănâncă. Mai era și un prieten al meu și, din copilărie și al cărui nume îl port, Nicu Grasu, cum îi spunem noi. Și tata, eram foarte supărat că nu mergeau lucrurile cum voiam eu. Și la un moment dat am avut o discuție cu el și mi-a zis nu încă ce vreau să vorbim și eu cu tine, ci ești deocamdată foarte tânăr. Tata avea vreo 54-55 de ani, cam așa avea atunci. Eu zic să te pregătești în viață de ce e mai rău, nu de ce e mai bine. Pentru că acum te superi pentru un lucru de nimic. Dar o să te superi în viață cât în lună și în stele. Zice, dacă nu o să fii puternic, n-ai să poți să le duci. Cam așa le-am spus și eu băieților mei și copiilor mei, le-am spus să nu încerce să fie cu picioarele pe pământ, să realizeze că viața asta pe care o trăim acum, mai degrabă trebuie să fii pregătit pentru necazuri și nu pentru bucurii. Să sperăm că nu vom avea parte de atât de multe necazuri, însă aș vrea să vă mulțumesc, domnule Pon, pentru prezența la emisiune. Sper că n-am plictisit și oricum problema este următoarea, că în următoarele, adică în ceea ce privește programările voastre, în următoarele 3-4 luni de zile oricum am treabă, așa că nu mai mă prindeți. Nu o să stau pe capul vostru cu interviuri și pe nu știu ce. Doar încheiem într-o notă optimistă și spunem așa, că avem niște programări. Avem niște idei, vrem să le aducem în discuție, în discuția Consiliului Director. Vrem să ne hotărâm la adunarea generală ce vom face pentru anul acesta, care va fi bugetul, care vor fi colaboratorii noștri din partea organizațiilor non-guvernamentale, care vor fi colaboratorii instituționali, dacă vom reuși să încropim ceva, dacă vom fi partenerii INS-ului, dacă vom fi și partenerul Ministerului Educației, dacă vom aduce ceva concret, în concret, să ne ducem să încercăm să
Ne voi veți fi prezenți. Dar mie nu mai este nevoie, pentru că dacă n-am fost în politică și nici n-am de gând să intru în politică, deocamdată văd de drumul meu, văd de treaba mea. Ne vedem. Avem o echipă formată din câțiva băieți care sunt mai tineri și care sunt, zic eu, destul de așezați în locul lor. E timpul să-și exprime faptic mai mult ceea ce am vorbit și ceea ce am discutat vreme de atâția ani și să nu stăm numai la stadiul declarativ, că logic e că nu poți să mulțumești pe toată lumea. Monica, cât ai vrea, cât ai zbate, n-am reușit în 30 de ani să-i mulțumim pe toți, să-i reușim să-i mulțumim acum. Nu, bine este ca să fim lângă ei. Exact. Vă mulțumesc pentru toate aceste cuvinte. Mulțumesc. Și sper că telespectatorii au urmărit cu interes această ediție. Și le mulțumesc pentru faptul că ne urmăresc. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, începând cu ora 10, aici la Național TV. Un weekend liniștit. Toate cele bune!